Cazacu, vă mulțumesc foarte mult, domnule Cazacu. Informația de ultimă oră pe care o publică Ministerul Apărării din Israel este că 6 capi ai Hamas au fost eliminați. Au publicat o imagine cu numele acestora. Îi rog pe colegii mei să o arătăm și noi. Domnule Bălăceanu, ne auzim? Da. Bun, a publicat Ministerul Apărării o imagine cu lista capilor uciși, eliminați în ultimele ore. Vorbim despre 6 capi ai Hamas. Îi rog pe colegii mei așadar să arătăm și numele lor, pentru că e informație publicată de forțele israeliene. Bun, aceștia sunt doar o parte din cei care coordonează activitatea rețelei teroriste. La ce ne așteptăm mai departe? Lucrurile sunt schimbate acum, pentru că nu mai e vorba de coordonarea unei rețele teroriste. Ei, lideri politici, liderii militari a Hamas, trebuie să pregătească acțiunile de rezistență armată de tipul luptei de insurgență, de gherilă urbană. Problemele sunt mult mai complicate. Suntem în mai multe faze ale operației de pregătire, de operație de pregătire acum a atacului terestru, care sigur va fi efectuat cu sprijin aerian și sprijin naval. Iată că suntem în etapa de destructurare a sistemului de comandă și control. Israelul nu a trecut la acțiunile terestre, dar a început o pregătire de foc de sprijin acțiunii terestre. Lovește cu rachetele, cu aviația, lovește cu artileria, vizează și scoate din luptă liderii Hamasului, încearcă să facă să realizeze printr-o acțiune directă și indirectă această dislocare din nord în sud, așteaptă deschiderea punctului de trecere de frontieră al frontierei de la Rafah în vederea evacuării palestinienilor, a populației civile din fâșia Gaza, pentru a crea condiții favorabile acțiunilor terestre. Continuă blocada în sensul în care livrările de gaz, livrările de apă, de combustibil, de alte materiale nu se mai efectuează. În același timp obține în fiecare zi informații cu privire la modul în care Hamasul își pregătește rezistența armată de tip insurgență. În mod sigur încearcă să obțină cât mai multe informații cu privire la locurile în care sunt deținuți ostatici. Da, vreau este să spunem că sunt 199 de ostatici.